această casă minunată care îți ia ochii pe bulevardul Lascăr Catargiu i-a aparținut lui Henri Coandă. A fost ridicată în 1910 de tatăl inventatorului, generalul Constantin Coandă, profesor de matematică și fost premier al României. Suntem în 1910, gândiți-vă că este exact anul în care Henri Coandă prezenta la Salonul Internațional de Aeronautică de la Paris primul avion cu reacție din lume. Casa atrage toate privirile, este foarte mare, cu arhitectură deosebită, are subsol, parter, un etaj, mansardă și o frumoasă curte interioară. A fost realizată după planurile arhitectului Ernest Donneau. Și să știți că lucrurile s-au petrecut foarte, foarte rapid. În 2 luni a fost proiectată și în alte 3 luni a fost construită, deci a fost gata în mai puțin de jumătate de an. Iar pentru vremea respectivă a fost o construcție destul de scumpă. A costat aproximativ 2 milioane de euro în banii noștri de astăzi. În anii 40, casa Coandă a fost confiscată de comuniști. La sfârșitul anilor 60, Henri Coandă revine în țară la un simpozion. Ea a fost greu să ia această decizie a revenirii pentru că nu era un mare simpatizant al regimului, știa că elitele fuseseră distruse de regimul comunist și nu l-a grea foarte mult nici pe Nicolae Ceaușescu. Pentru că aflase că Nicolae Ceaușescu fusese coleg de celulă la un moment dat cu un om care pusese o bombă în anii 20 în Senat, iar la vremea respectivă președintele Senatului era chiar tatăl lui Coandă, generalul Constantin Coandă, care de altfel a fost rănit în acel incident care mai apoi i-a și cauzat moartea. Vorbim deci despre o revenire mai degrabă cu jumătate de inimă așa în țara lui Coandă. Ar fi vrut să locuiască aici, în casa care a aparținut familiei sale, însă nu se poate pentru că ea aparține statului și atunci este cazat la hotelul Atene Palace. Nicolae Ceaușescu îi propune marelui inventator să primească un post de consilier cu rang de ministru, un post important, dar Coandă condiționează acceptarea acestui post și revenirea în țară de primirea înapoi a casei. Voia să realizeze acolo un centru științific. Planul lui Coandă nu se realizează, casa de atunci a avut un traseu foarte zbuciumat. A fost pe rând moștenită, confiscată, donată, trecută de mai multe ori din proprietate privată în proprietatea statului. Ea, astăzi, arată minunat încă, deși sigur că se vede patina timpului, iar în prezent, Asociația Henri Coandă se luptă pentru restaurarea casei și pentru păstrarea memoriei inventatorului român.